Astăzi lansăm o carte foarte importantă pentru noi și pentru albanologie în general, în România. Este vorba de un dicționar istoric al Albaniei care face parte din colecția Albanica. Deci noi construim o colecție Albanica împreună cu revista noastră de cultură albanică. Am publicat istoria literaturii, publicăm acest dicționar istoric urmează o altă carte despre imaginea Albaniei în presa uh, românească până primul deceniu secolului 20. Urmează două dicționare academice, albanez român, român albanez, o antologie a poeziei albaneze de la început până în prezent. Deci uh, avem proiecte mari. Este o carte importantă pentru că este un autor foarte important pentru albanologia, albanologie în general. Este vorba de Robert Tersie, un cetățean canadian care a studiat uh, limbi clasice în Canada, pe urmă a ajuns în uh, Germania, a studiat în două facultăți acolo, un pol mare poliglot, deci a știut și limba română și toate limbile slave uh, și din. Uh, din regiune din vecinii noștri a, fără dar și poate și limbi de circulație internațională a, a scris 50 de cărți despre Albania în limba engleză deci este o contribuție imensă pentru cultura albaneză deci prin a, a, vorba unui ambasador albanez în, în Germania când au lansat o carte de-a lui, zice că a lucrat mai mult decât cele două academii deci Albania și Kosovo într-un loc Uh, printre altele, unul din cărțile de bază este acest dicționar istoric al Albaniei. De ce este este important? Astăzi uh, noi avem acces pe internet și putem să să găsim aceste cuvinte necunoscute. Uh, dar uh, internetul nu ne certifică dacă este autentic, dacă este adevărat, dacă este științific. Și ce face un autor, cel care a arcătuit această carte, ă, sunt și există și această siguranță, sursa este una sigură și sunt aproape 700 de voci, zicem 700 de noțiuni despre istorie, despre cultură, personalități, datele importante al istoriei Albaniei și așa mai departe până zilele noastre. Deci este o lucrare, așa cum se vede. deci Se vede că este o carte -o, foarte uh, mare, asta înseamnă că există multe informații. Și suntem foarte bucuroși că, prin intermediul uh, al banologului, nou al banologului, Radul Cosmin Săburescu, care a tradus uh, pentru prima dată uh, cartea lui Nicola Iorga, uh, după 100 de ani, despre istoria Albaniei și uh, albanezilor, pentru prima dată în limba română, uh, fix după 100 de ani. După, uh, și acum este a doua carte. Prima este în franceză și uh, cartea de față este tradusă în limba engleză. Uh, între timp, domnul Radu Subrescu a publicat, la care este și directorul uh, uh, revistei Albanica, a publicat 15 articole despre creștinismul albanez. Și, în continuare, merge cu acest proiect. Sunt trei cărți mari care sunt în proces de traducere a acestui autor, Robert Ilsi. Eu uh, pot să spun multe. Robert Ilsi a tradus cărți foarte vechi uh, din dialectul uh, gay, care sunt foarte diferite de dialectul toc din sud și dialectul din nord. Uh, un foarte bun cunoscător a istoriei Albaniei, a scris o istorie a literaturii albaneze, a scris despre arta albaneză, a scris despre artiști străini care au pictat în Albania. Are un site foarte bogat, uh, a tradus din uh, antologie de literatură albaneză un dicționar istoric al Kosovo deci, și Albaniei, sunt două cărți diferite și despre mitologie, despre uh, a tradus. Uh, din cei mai mari scritori albanezi din Gerci Fista, care este ziua lui de naștere astăzi, o carte foarte grea de, de citit de albanezi de astăzi. Deci este scris în dialectul de, de, de nord, în dialectul Gheg, dar el a să, să traducă și a mai tradus și în germană, unele cărți sunt traduse și în germană. Deci facem omagiu și, acestui, și autorului, de fapt, în această zi. Bună seara, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult, în primul rând pentru prezența dumneavoastră din această seară. Vedem că iată pe an sau pe lună ce trece. Din ce prezența dumneavoastră, din ce în ce mai numeroasă, la activitățile noastre ne onorează și în același timp ne ambiționează. Așa cum spunea și uh, domnul Antopciu, uh, astăzi adăugăm uh, colecției Albanica încă o carte, un dicționar mai exact, o, o muncă asiduă și foarte grea, Așa cum se muncește de, de altfel la Liga Albanezilor din România, așa cum spunea și domnul Luan Topciu înainte, avem în lucru mai multe cărți, mai multe obiective pe care vrem să le atingem până la finalul acestui an. Și dacă mai era nevoie, aceasta este încă o dovadă a muncii care se face și a efortului care se depune pentru cultura albaneză la Asociația Liga Albanezilor din România. Despre cartea în sine o să-i să las, o, o să las pe cei avizați să discute. Eu vreau, vreau doar să îl felicit pe domnul președinte Radu Săvulescu, pentru că știu că a depus o muncă titanică, nu numai pentru această carte, dar și pentru cele pe care le-am lansat sau cele care mai sunt în lucru. Eu lucrez cu domnia sa în fiecare zi și știu ce, ce înseamnă timpul alocat pentru un, un astfel de volum. Îi mulțumesc pentru efortul pe care îl depune. Îi urez succes în continuare, îl felicit și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, și să vă rog să rămâneți în continuare alături de noi și să ne sprijiniți în efortul nostru de a promova cultura albaneză și cea a minorității naționale albaneze în, în România. Eu am mai spus și vreau să menționez faptul că multe din aceste date care există în original, cartea este publicat prin 2009, deci până atunci a scris autorul, autorul nu mai trăiește, din păcate, este momentat în Munții Albanei, că așa a fost dorința lui, dar și când a trăit în Germania, tot a trăit prin munți, într-un sat în munți, dar a lucrat pentru ministerul afacerilor externe în Germania, deci în ultimii ani ai vieții sale. Uh, domnul Radu Suvulescu uh, este un doctor în, în științele umane, și, și în cazul cărților Nicola Iorga, și în cazul de față. Nu este doar un traducător, este și un interpret al datelor, pentru că multe dintre ele nu sunt de actualitate. De exemplu, în 2009, să zicem, mulți din, mult din personajele care fac parte în acest dicționar, nu mai sunt în viață, să zicem. Și este... trebuie completat. Adică dacă omul a murit în 2010, acest om politic, acest uh, scritor, acest uh, compozitor și așa mai departe, care ei consider că fac parte din istoria Albaniei, fie e recentă, fie din istoria Albaniei, și, uh, domnul Radu Subulescu, și în cazul uh, lui Nicolae Iorga, Uh, aproape notele domnie sale sunt aproape la fel ca și textul lui Iorga despre, despre Albania, pentru că sunt aduse în uh, actualitate. Și în acest caz, sunt multe note care uh, uh, fac un update al, al uh, ce este actual și ce este ca cartea să fie citit în 2022. Uh, fără să aibă aceste scăpări și să nu fie aceste informații corecte. Facem mare plăcere să-i dau cuvântul domnului președinte și domnului doctor Eras să vorbească mai în detaliu despre proces și ce înseamnă cartea și ce înseamnă proiectul în sine. Mulțumesc, domnule Luan Topciu. O să vorbesc într-o dublă calitate, atât ca traducător al volumului, cât și ca organizator al acestui eveniment și pentru acest lucru vreau să mulțumesc Bibliotecii Metropolitane București pentru găzduirea, ca de fiecare dată, a evenimentelor Asociației Liga Albanezilor din România. Este un loc care ne este drag, un loc de cultură, un, un loc în care, iată, ne putem întâlni cu prietenii, cu colaboratorii, cu cei interesați de ceea ce se întâmplă la Asociația Liga Albanezilor din România, de produsele noastre culturale, de evenimentele noastre omagiale. Am avut aici oaspeți din Albania, am avut oaspeți din România, așadar este o casă bună pentru noi în București, Biblioteca Metropolitană și mulțumim pe această cale, doamnei director și personalului bibliotecii. De asemenea, mulțumiri și dumneavoastră pentru că sunteți alături de noi în această seară de, de luni. În ceea ce privește calitatea de traducător al acestei lucrări, trebuie să spun că noi am inițiat dialogul cu moștenitorul drepturilor regretatului Robert Telsi, încercând să vedem care sunt condițiile în care putem aduce în România din scrierile Marelui Albanol. Opera lui Robert Telsi, o parte a fost publicată în Albanica, patru articole mari, importante, au fost publicate în revista Albanica. Și am selectat trei dicționare. Robert Ersi este autorul unui număr mare de volume de dedicate Albaniei și albanezilor. Am selectat trei articole. Acest dicționar istoric al Albaniei, un dicționar biografic al Albaniei, al albanezilor, și un dicționar de cultură populară, religie și mitologie. Am ales să începem să deschidem seria traducerilor cu acest dicționar istoric pentru că am considerat că un cititor care dorește să se informeze despre Albania și albanezi, trebuie să înceapă cu istoria, trebuie să înceapă cu noțiunile de identitate a albanezilor, a națiunii albaneze. Și atunci am pornit la drum cu traducerea acestui dicționar istoric al Albaniei, așa cum spunea și domnul Luan Topciu, în versiunea lui, în ediția lui a doua, din limba engleză, deci cea mai actualizată, până la nivelul anului 2009. Ei bine, sigur cum spunea și domnul deputat Bogdan Alin Stoica, procesul de traducere e unul la nevoios, în primul rând datorită volumului. Sigur, e limba engleză, nu e neapărat o dificultate de traductologie, cât de muncă propriu-zisă de traducerea materialului. Traducerea am lucrat-o pe parcursul pandemiei, ceea ce a făcut ca necesitatea de a abdata de a actualiza informația să fie, din păcate, cu atât mai mare. Sunt personaje istorice care și-au pierdut viața în cursul pandemiei. În afară de acest lucru, evident, timpul scurs de la momentul 2009 până la momentul 2020 a impus o actualizare și a multor altor date. Cititorii vor putea găsi niște mici însemnări despre, de pildă, conducătorii de instituții, care nu mai sunt în multe cazuri aceiași. Am actualizat de asemenea Robert Elsie are la, la final niște uh, anexe în care sunt înscriși șefii de guvern și de stat ai Albaniei, evident și acolo a trebuit să facem niște adăugiri. N-am vrut însă să intru foarte mult în uh, conținutul unei opere al minteri originale. Uh, de altfel, ar fi fost și imposibil pentru că ar fi însemnat să generez o nouă operă. În momentul în care în viața unei națiuni se scurs 10 ani, mai ales în timpurile contemporane, se întâmplă foarte multe lucruri. Așadar, probabil un dicționar al ultimilor 10-12 ani ar fi fost cel puțin la fel de voluminos. Pentru că apar uh, lucruri noi în viața unui popor, în viața culturală, politică, socială și așa mai departe. Așa că am preferat să reduc intervențiile la minimul necesar unui cititor rezonabil avizat despre spațiu, măcar sud-est-european, pentru a putea să se orienteze în ceea ce înseamnă bornele, reperele istoriei Albaniei, fie că este vorba de personalități, fie că este vorba de concepte, de momente, de evenimente și așa mai departe. Lucrarea este voluminoasă nu doar prin conținutul dicționarului propriu-zis, ci și prin aceea că este precedată de, o, de două părți de istorie a Albaniei, una narrativă și una în date, de asemenea foarte utile pentru înțelegerea istoriei poporului albanez și a statului albanez, și Dimensiunea este dată și complexitatea este dată și de o bibliografie, așa cum cu siguranță nu se mai întâlnește, cel puțin în spațiul românesc, evident că nu se mai întâlnește, o bibliografie de albanologie. La fel, și aici discutăm despre anul, nivelul anului 2009, deci cu siguranță albanologia în ultimii 10-12 ani a căpătat o altă anvergură, grație în primul rând Sigur, cercetătorilor străini, dar și cercetătorilor din Albania sau din Kosovo, din Macedonia, care s-au dedicat domeniului. Dar, așa cum este, bibliografia este extraordinar de utilă pentru oricine vrea să se dedice unui studiu mai aprofundat al albanologiei. Este pe domenii, e ușor de urmărit. Acum, sigur, poate nu sunt ușor de identificat resursele bibliografice în România, dar, cu siguranță, noi sperăm, de altfel, Asociația Liga Albanezilor, noi sperăm ca tinerii cercetători să se îndrepte în România și spre acest domeniu al albanologiei și facem demersuri în acest sens. Avem un program, domnul deputat, în, în primul rând, de a încerca să, să introducem în sfera de preocupare a învățământului superior domeniul albanologiei. Așadar, volumul de față este, este impunător nu, ne, nu doar prin conținutul lui, prin conținutul dicționarului propriu-zis, ci prin tot ceea ce aduce ca instrumente de orientare. Sunt și niște hărți, sigur, câteva, nu foarte multe, dar ca instrumente de orientare în ceea ce înseamnă Universul Albanologic. Îl vom completa cu celelalte două dicționare despre care am vorbit la început. Cel puțin unul dintre ele va vedea lumina tiparului la începutul anului viitor. Sperăm să, să apară și cel de-al doilea tot în cursul anului viitor, dacă nu, cu siguranță, în anul 2024. Evident, ele ar putea să apară și mai repede, e vorba și de, și de, de ritmul în care reușește traducătorul, adică subsemnatul, să, să lucreze. Evident, activitatea noastră, după cum spunea și domnul Antopciu, se desfășoară pe mai multe paliere la Asociația Ligal Banzilor din România, dar în ultimii ani, cel puțin... Profilul organizației noastre este unul centrat foarte mult pe carte, pe cercetare, pe aducerea în atenția publicului a scrierilor importante din albanologia românească sau internațională, din istoria, literatura, cultura albaneză și a comunității albaneze din România. Deși acest dicționar, prin faptul că se înscrie în colecția albanica, vine să completeze și el sau să pună o, o, o piatră acolo la edificiul pe care încercăm să-l construim, acela al unei biblioteci albanologice accesibile publicului din România. Trebuie să spun că tot ceea ce producem la Asociația Liga Albanezilor din România, că e vorba de volume, de revista albanică, revista Drita, albume muzicale, materiale audiovizuale, totul se realizează cu sprijinul Guvernului României, sprijin acordat organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. Cartea se distribuie în mod gratuit, în principal în cadrul târgurilor și saloanelor de carte la care participă asociația Liga albanezilor din România, editura noastră Azdreni, la care a văzut lumina tiparului și cartea de față, are standuri proprii la târgurile și saloanele de carte, va avea și la târgul Gaudeamus care se va desfășura la începutul lunii decembrie aici în București. De asemenea, lucrările noastre ajung la toate bibliotecile județene sau în cazul Biblioteca Metropolitană din România la bibliotecile instituțiilor de învățământ superior, ajung în Albania, evident, ajung la marile biblioteci ale lumii pentru a lăsa o urmă despre ceea ce se întâmplă în acești ani în cadrul Asociației Comunității Albaneze din România. Și acest volum, evident, va avea, a avut și va avea aceeași soartă, la fel și volumele următoare. Numai câteva cuvinte aș vrea să mai spun despre autor și despre dicționarul de față. Robert Elsie a adus o contribuție extraordinară, nu doar prin, sau nu neapărat, prin descoperiri răsunătoare pe care le-ar fi făcut în domeniul albanologiei, ci prin munca asiduă pe care a depus-o de-a lungul multor ani, decenii, în a aduce în fața publicului occidental valorile culturale, istorice, literare ale poporului albanez. După cum foarte bine se știe, Albania a fost, în timpul regimului comunist, o țară izolată, o țară exotică în ochii Occidentului și astăzi, cu siguranță, există această uh, viziune. Și atunci, opera lui Robert Elsie, în anii 90, în turbulenți și din uh, alte motive, în uh, Albania, opera lui Robert Elsie a adus în fața publicului occidental, din care face parte și România astăzi a adus un subiect care era considerat minor, periferic, exotic. L-a adus în atenție cu valorile autentice pe care le are. Sigur, se poate discuta și domnul profesor Luan Topciu poate avea păreri mult mai avizate și pertinente despre contribuția științifică, mai ales în domeniul istoriei literaturii, adusă de Robert Elsie și aici, evident, e o dezbatere ca în orice domeniu. Dar, în ceea ce privește valoarea de, de promotor al culturii albaneze a lui Robert Elsie, ea este incontestabilă. Nu există în Occidentul uh, european sau nord-american uh, un uh, caz similar de cercetător care în mod serios să se preocupe, să aducă Albania, să pună Albania pe harta preocupărilor occidentalului. Fie că e vorba de cercetători occidentali care au găsit sigur și au regăsit sau au găsit interes în domeniul albanologic în urma uh, eforturilor lui Robert Elsie, fie că e vorba de publicul pur și simplu interesat de cultură, de istorie, de literatură uh, în general. Așadar, uh, ceea ce a făcut uh, Robert Elsie am considerat că trebuie să ajungă și la publicul uh, din România în mod direct.